Accidentul a avut loc la miezul nopții pe drumul național 7CC. În urma verificărilor s-a constatat că șoferul, un bărbat de 45 de ani din Mureș, a pierdut controlul volanului, iar ansamblul de vehicule s-a răsturnat pe carosabil. În urma impactului nu au rezultat victime, dar au fost înregistrate pagube materiale. Polițiștii rutieri au constatat faptul că materialul lemnos este transportat fără documente specifice de transport, motiv pentru care a fost dispusă confiscarea cantității de 19 metri cub lemn de foc și a vehiculului în care se află. Pe numele bărbatului a fost deschis un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de transport cu orice mijloace de transport al materialelor lemnoase în volum de peste 10 metri cub neînsoțite de documente specifice de transport.